bitches. Salut și bine v-am găsit la primul meu review de la prima mea cameră web. Mă rog, prima mea super cameră web. Acesta este Brio 4K Stream Edition. Începem cu fondul cutiei, care scrie ce este mai exact, garanția fabricantului. În laterală specifică că este optimizată pentru streaming. În spate are detaliile tehnice acesteia, adică suportă 4K cu HDR. În cealaltă parte avem ce conține pachetul, adică camera, suport, capac, husă și capul. Păi, ce să mai, hai să nu mai lălim, îmi bag cuțitul în ea. Și hups, așa. Deschidem frumos cutia și înăuntru acestei cutii găsim o altă cutie, una mai de carton, așa, mai solidă. Nu scrie nimic pe ea, dar e interesantă. Primul lucru ce găsim, camera în sine. Foarte frumoasă. Scoatem de acolo. Scoatem și camera din suportul ei, ca să vedem mai bine. A ținut bine. Așa arată camera respectivă. Se pare că are două camere. Cred că una principală și una pentru wide angle. Și un senzor. În spate are USB tip C, 3.0. Și în față, asemenea, are și două microfoane. După cum vedeți, Felix aprobă. Hai să mai vedem ce este în cutie. Wow, încă o cutie! Acum am golit-o. Aici trebuie să găsim cablu. Am avut dreptate. Și un cod promoțional. Pentru XSplit, aparent. Pe spate nu-i nimic. Aici avem husa. Acesta este capacul care se pune peste cameră când nu o folosești. Eu o să o pun. Deocamdată husa. Pare cam mică. Hai să vedem ce avem aici. Oh, asta e. E mare. Cred că ne ajunge. Și avem două compartimente în ea. Foarte frumos. Poate folosești ca căciulă pentru pisică. Cred. Și acum cablu. Scoatem frumos cu forța. E destul de lung cablu. Da, e tip C la un cap și în cealaltă parte USB 3.0 normal. Instrucțiuni de folosire, de instalare și o grămadă de instrucțiuni la care nici nu mă uit. Raus. Hai, înapoi la cameră. Să începem să scoatem foliile. Piciorul. Aia se ține bine, nu e problemă, o rupem. Dacă vreau să scot folia, scot folia. Și asta e piciorul. Foarte interesant chiar. Se simte solid și greuț. Da, chiar se simte că este ceva de calitate. Și acum să-mi dau seama cum se desface după cameră. Cred că am aflat cum se desface. Cu forța. Trage frumos într-o parte. Cam așa ceva și nu s-a rupt. E bine. Și după cum vedeți, are și filet. Eu o să-l prind și pe un trepied. Asta este suportul. Cât a trebuit să suporte. Dăm folia jos. Așa, încet, frumos, să simțim asta. Așa. Și avem un foarte mare magnet de amprente. Testăm? Amprente. Dar husa, aparent, este făcută dintr-o, nu știu dacă zic bine, microfibră, chiar curăță bine. Destul de bine. Așa rămâne. Și hop, mai avem o folie.
Aha, senzația continuă. Haide, mă. Haide, mă. Așa. Și a rămas prins aici, jos. Așa. Deci, aceasta este camera și, din câte se pare, făcută din, cred că din aluminiu. Se și simte greoaie. Aici avem camera, cablu, USB 3.0, capăcelul, este camera, suportul și, bineînțeles, husa. Asta e tot ce găsim în cutie. Suficient. Ia să punem de probă capăcelul, că eu o să-l las montat. Și așa. Dau un pic mai într-o parte să acopere bine și cealaltă cameră. Cam așa. Și am mai rămas să o testăm. Salut! Așa arată camera. După cum vedeți, asta e calitatea ei de filmare. Cea mai de jos, bineînțeles, am început cu asta, 360p. No, normal că se vede așa. Dar are și această funcție. Acum filmez la 60 de FPS-uri. Să trecem la calitatea următoare. Aceasta este 720p sau HD. Deja se vede, mamă, ce oribil arăt. Arată bine, deci nu minte cu nimic. Hai de capul meu. Așa, următoare calitate. Ce oribil arăt. Când ai calitate, mă refer la rezoluție. Acum este 1080p la 60 de FPS-uri. Full HD, baby. Aoleu, ce oribil arată. Acum, singura lumină pe care o am e cea geam. Lumină naturală și de la o ușă. Să trecem acum la 4K. Și acum filmează 4K. La 30 de FPS-uri. Doar atâta poate 4K. Dar sunt chiar mulțumit de ceea ce văd. Ca virgulă, calitatea imaginii și calitatea personajului. După cum vedeți, în dreapta jos apare logo-ul Logi, la Logi Tech, pe care îl putem dezactiva. Cam așa. Dezactivat. Acum folosesc programul lui. O să trec înapoi la 1080p, pe 60 de FPS-uri și o să vă arăt și cum arată programul lui. Acesta este programul ei, care am luat după site-ul oficial Logitech. Primul lucru ce avem, prima sursă, în cazul ăsta camera, Brio 4K Extreme Edition, putem adăuga o margine, bordură de asta la imaginea camerei, cam așa ceva, dar eu nu folosesc. Off. Filtre. Oribil. Da. Nu. Next. Pentru streaming, recording, custom. Ne. Dacă dau pe streaming, se reglează automat field of view. Frame rate being dropped. Așa apare când apare atâtea clone. Așa. Prioritate, exposure, frame rate. Prefer să am pe frame rate. Field of view înseamnă asta. Sau asta. Sau asta. Așa. HDR lăsăm on. Putem face zoom la imagine. Putem muta imaginea. Zoom. Oh, ce oribil arăt. Așa. Autofocus lăsăm pornit. Pot să-i fac așa ceva. Înțelegeți. Auto white balance. Nu umblu nici acolo. Image adjustments. Nu fac. Puteți face voi dacă știți ce faceți. Anti-flicker la 60 Hz. Chroma key. Dacă apăs, vezi ce se întâmplă. Nu știu ce face. Mai exact, nu o să-l folosesc eu. Advanced settings, eu ăsta îl folosesc, horizontally flip source, adică asta. Mâna dreaptă, asta. Acum asta e mâna dreaptă, mă văd exact ca în oglindă și îmi convine așa. Așa. Source 2, display. Pot să dau, de exemplu, Windows-ul. În cazul ăsta, da. Se vede acum, da? None. Dăm, acum, oh, e sexy. Da. Display one. Am așa ceva. Și aici putem pune border, setări avansate, nu fac nimic aici.
Setările camerei, în cazul ăsta, e 1080p cu 60 de Hz, FPS-uri, scuze, 60 de FPS-uri. Toate de la 360p până la 1080p suportă până la 60 de FPS-uri. 4K doar până la 30 de FPS-uri poate înregistra. Video encoder, dacă zic bine în engleză, vai de capul meu, ripli mai engleză. Aici am setat să film unde se salvează filmările. Microfonul, input și output, da, microfonul și boxele sau căștile, depinde ce folosiți. Acum am auzit la microfonul camerei, care are două microfoane și mi se pare că are și funcție de anulare de zgomot. Tranziții nu folosesc. Așa, în dreapta jos aici avem, vedeți volumul la microfon, test, merge, putem regla volumul, dar nu fac. La difuzor, aici ne duce în unde am salvat filmările. Acestea sunt scurtăturile de la butoane. De exemplu, al cu un R pot să opresc sau să încep registrarea. Și asta e de profile pe care folosesc pe ăsta meu customizat. Cam asta este programul lui original. A, și încă o chestie. A apărut acum, trebuie să apară aici jos Logi logo. Dar nu-l folosesc. A, și ca virgulă de altă chestie, putem muta asta. Dar acum nu pot muta, că filmează, dar cu frame rate. Pot să modific dimensiunea, după cum vedeți. Dacă nu registrează, pot să mut unde vreau eu pe ecran. Cam asta e programul lui original. O să mă duc acum pe site-ul XSplit să folosim programul ăsta, facem meta mie cod. Chiar sunt curios ce este. Ne vedem acolo. Da, cam asta a fost cu programul. Ia să dezactivez un pic ăsta. Cam așa ceva. Merge. Acum este montată cu suportul ei, pe care am să-l demontez chiar acum. Damn, I look good. Not. Nope. Cam așa. Ceva. Să facem aici setări. Acum este seară, vedeți, am perderile trase și am niște proiectoare pornite, de se vede așa, și așa mă vedeți cu proiectoarele oprite. Mă rog, am doar un bec dintre aprins la lustră, dar chiar așa tot așa se vede. Și magic. Fail. Magic. Așa. Avem din nou proiectoarele aprinse. Înțelegeți aluzia. Am reglat acum frecvența camerei, dacă se poate numi anti-flicker-ul ăla, la 50 de Hz, că dacă dau la 60 de Hz, na, deoarece, na, LED-uri. 50 de Hz. Așa, și la 78 de grade, field of view. 90, na, 78, 65, Ziceam, hai 65. O să registrez acum cum mă joc un joc. Păi, cam atât cu această cameră. Pe total, îmi place. Sunt mulțumit de achiziție. Nu o să vă zic cât a costat. 800 de lei. Astăzi, pe 27.1.2020. Prețul poate să varieze în funcție de la cine cumpărați. Eu, mie îmi place să vânez oferte. Mă uit după orice. Cum am făcut și cu calculatorul meu, pe care folosesc acum, la fel l-am vânat de la EMAG am luat niște piese, de la Altex alte piese, de la Vexio am luat alte piese și ce alții furnizori de piese mai sunt pe acolo, de componente, de orice. O să urmeze să umblu puțin și în desk PC, că acesta actual este desk PC, nu e calculator normal PC. Și vreau să schimb ventilatoare, vreau să fac curat în el, să modific puțin circuitul electric. E ceva făcut la buget, așa mi-a plăcut mie să fac. Mă rog, înțelegeți ceva ce se vede pe aici, nu? Stă bine pe trepied. Nu e nevoie să vomitați. Da, și cam atât cu camera Logitech. Sper că v-a plăcut micul meu review. O să mai fac niște review-uri la viitoare componente sau periferice, o să mai cumpăr. Urmează
să fac un review la niște stații de emisie recepție. Chiar vreau să, eu și cu un prieten de-al meu, să mergem fiecare în celălalt capăt al orașului să le testăm. Că promite 10 km, da, distanță, da, cred că 10 km pe câmp, nu și între blocuri. Vedem. Păi, sper că v-a plăcut. Ne revedem data viitoare. La revedere!